Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei sudiți, județul Ialomița. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și le-a vorbit celor prezenți, după citirea pericopei evanghelice, despre popasul duhovnicesc din perioada triodului și despre cea de-a doua venire a Mântuitorului, când toate neamurile vor fi chemate la judecată. Duminica aceasta se numește și am fi coștoare judecăți, fiindcă pericopa evanghelică citită este ultima parte din Cuvântarea satologică a Mântuitorului Isus Hristos. Cuvântare Esatologică, deci Cuvântare despre a doua venire a sa în slavă cu sfinții săi îngeri. Când va fi judecata întregii creații? și mai ales a cununii crea, cei care este omul. După Sfânta Liturghie, ierarhul i-a binecuvântat pe credincioșii prezenți și i-a îndemnat să parcurgă postul în pace, rugăciune și fapte bune.